Ca în fiecare an, în sala Unirii din Palatul Nevruții de la Complexul Muzeal Roman s-au adunat specialiști din lăcașurile muzeale ale Moldovei, dar și romașcani iubitori de cultură, pentru a participa la marcarea a 624 de ani de atestare documentară a municipiului de la confluența Moldovei cu Siretul. Muzeografii romașcani au pregătit un simpozion dedicat zilei orașului roman, la care au participat cu 34 de comunicări și referate specialiști din domeniu. Vă spunem un bun venit în cetatea Măriei Sale, Roman Mușat. Sunt 624 de ani astăzi de când a fost atestat pentru prima dată acest oraș. Prilej pentru noi de a marca acest eveniment prin organizarea acestei activități. O activitate organizată la Muzeul de Istorie Roman, sub egida Complexului Muzeal Județean Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, Muzeul de Istorie, deținător al principalului și deținător al istoriei locale, Primăria Municipiului Roman, instituția care conduce acest oraș în vremurile noastre, și Societatea Culturală Roman Mușat, societate culturală înființată cu ocazia sărbătoririi a 600 de ani de la prima atestare documentară a romanului. Iată trei instituții cu tradiție, care păstrează această tradiție în organizarea și marcarea acestui eveniment la 30 martie. Pârcălabul contemporan al cetății Romanului, primarul Laurențiu Leoreanu, a prezentat salutul municipalității pentru oaspeții din alte țări veniți în cetatea mușatină să participe la eveniment cu diverse comunicări științifice. Au fost vremuri și mai bune și mai grele, din păcate mai mult grele. Orașul Roman a stat aici, în centrul Moldovei, la confluența nu numai a celor două râuri, dar și la intersecția de drumuri comerciale, aici, după cum știm, fiind una din cele mai puternice cetăți de șes a lui Ștefan cel Mare. Sigur că întotdeauna privim cu mult respect spre trecut, trebuie să fim foarte pragmatici în prezent și cu viziune și speranță în viitor. Salut de bun venit a fost rostit și din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, unul din simbolurile istorice cele mai puternice ale cetății lui Roman Mușat. Astăzi, 30 martie, ca fiecare an, facem aducerea minte a întocmirii certificatului de naștere a orașului Roman. După cum frumos am fost prezentat și mulțumesc, am luat la cunoștință că astăzi se împlinesc 624 de ani de la atestarea documentară a municipiului Roman, a orașului Roman. Odată cu întemeierea acestui oraș, cu greutate în acele timpuri, dar și acum și sperăm și în viitor, a luat ființă și acea biserică, cum spunea domnul profesor, a devenit un simbol nu doar pentru zona Moldovei, ci pentru întreaga creștinătate. Acest simbol se numește Catedrala Cuvioasa Parascheva, care face parte și este centrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. O zi de bucurie, o zi în care înaltea Sfințitul Părintele nostru Ioachim a transmis un cuvânt pe care, cu aprobarea dumneavoastră, aș vrea să îi dau citire. Ministerul Culturii și-a trimis și el sol de pace la întâlnirea din Urbea Romașcană, nimeni altul decât un expert UNESCO în patrimoniu cultural, care a tras atenția că Europa e dispusă să dea iarăși bani pentru consolidarea monumentelor istorice. Aici, la Roman, am reușit să demarăm și unul din ambițioasele proiecte de patrimoniu imaterial, și anume cercetări de antropologie urbană și antropologie culturală, care sunt continuate acum și în București, dar sper, cu ajutorul partenerilor noștri și a prietenilor noștri, Muzeul din Roman, Primăria Municipiului Roman și chiar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, să continuăm aceste proiecte de cercetare, de antropologie culturală, de antropologie medicală și de antropologie urbană,
aici la Roman, mai ales că din acest an s-au redeschis finanțările pentru proiectele de patrimoniu cultural. Apoi, cei aproximativ 50 de participanți la simpozionul de la Roman s-au despărțit pe două secțiuni pentru a asista la prezentarea unor referate de strictă specialitate istorică la prima secțiune și de evocarea unor personalități care au marcat viața urbei mușatine de-a lungul timpului la cea de-a doua secțiune.